dat un raid la supermarket. Opa, e o funie aici. A fost legat să nu zboare. Un placer. Salut, hado. Și Victor a zis că nu vrea să mai vină. Incredibil. Luăm micul dejun, avem ouă fierte, avem niște mere, pere, biscuiți. Părăsim campingul, foarte frumos de altfel, nu? Da, bine, nu îl părăsim înainte să ne spălăm pe dinți, mergem la baie. Am părăsit campingul, suntem pe drum de țărână, orice mașină trece se pune praf pe noi, am făcut baie degeaba seară. Suntem da, la ocazie. Vine un val de praf așa. Avem de făcut 7 km până la principală și după aia încă 16 până la punctul de belvedere. Să vedem ce o să iasă, fără stop, suntem cam împăiați azi. Noi cu încercăm. Cu capul în nori, Torres del Paine, sunt cu capul în nori. Aș vrea să fiu acolo sus cu capul în nori, alături de Torres del Paine. E echipa Racheta, nu? Da. Uite pe ăștia doi cu bicicleta. Mai vine acum și o mașină cu praf. Două. Praf și pulbere. Și voi cum circulă șoferul de autobuz aproape de mașina aia, pe contrasens, să dea peste noi. Să dea și peste mașina aia, că mergea la un metru de ea, da. Depășească. Deci a făcut praf pentru noi, a stat pe marginea drumului și a trecut la jumătate de metru de mine. În par național. Deci nu că ar fi vreo scuză, dar bă, frate, în par național la respecții cum se cheamă, călătorii. Prin niște buscheți pe o scurtătură, că pe drumul ăla ne venea tot praful, da? Era și mai bun. Hai că ne-a luat un rom cu o mașină de asta, că îmi place mie, Chevrolet de asta. Hai că ne-a reușit și stopul în Parcul Național, dar până la Mirador. Acum trebuie să ieșim, suntem fix în miezul parcului. Să vedem cum o să mai ieșim de aici. Noi am venit aici pentru vârfurile alea, se numesc Cuernos. Noi am fost la Torres del Paine și acum sunt Cuernos del Paine. Și am venit la un mirador, ne doream foarte mult să vedem și partea asta a parcului.
Hai că mai sunt vreo 2 km până la punctul de belvedere, la lac. Și Victor a zis că nu vrea să mai vină. A rămas cu rucsacii, l-am lăsat și rucsacul mare. A înarmat cu trepiedul și GoPro-ul. Bine, trepiedul cu aparatul. Și o să merg la viewpoint să iau niște imagini pentru voi. Și bineînțeles să mă și bucur de peisaj. Să văd ce reușesc să fac cu trepiedul ăsta. Încă n-a dat soarele, e cam întunecat. Sper să nu intre vârfurile în nor. Ia uite ce plajă mișto! Dacă ar fi soare, ar merge de relaxare așa. E o plajă cu nisip negru. Iar apa e super turcoaz, super frumoasă. Cât de tare e asta? Începe să se vadă lacul. Se chinuie puțin soarele să iasă. Yay! Și avem 2-3 raze de soare. Uite, ghețarul de acolo din față e luminat deja. Și ajungem la viewpoint. Acesta este punctul de belvedere, se încheie traseul, nu mai ai voie să treci și a dat soarele. Am plecat de la punctul de belvedere pentru că erau mai mulți oameni și era destulă gălăgie. Am vrut să mă bucur puțin de liniște și de peisaj și am găsit locul ăsta. Cu aceeași priveliște ca la viewpoint, adică avem apa, Cuernos del Paine, coarnele mai în traducere așa. Și acolo avem un ghețar frumos care se extinde așa pe tot muntele. În spate undeva sunt și Torres del Paine pe care le-am văzut ieri. Iar mai în partea cealaltă este ghețarul Grey, la care ne-am fi dorit să ajungem, dar nu mai avem cum. Este plăcut, a dat și puțin soarele, nu mai este atât de... Bine, deasupra e înorat, de aici deasupra mea nu mai e așa înorat. Am mers cam 2 km de unde l-am lăsat pe Victor. Am mai făcut cam o jumătate de oră, cam așa. Și cumva mă simt dubios că nu pot să împărtășesc și cu el locul ăsta, că majoritatea locurilor pe care le vizităm... Ne bucurăm de ele împreună și de 8 ani cam așa a fost. Rare ori ne-am bucurat singur de locuri. Am și un măr la mine. Dar stai să vedem prima dată ce altitudine au vârfurile astea, că citisem la un moment dat, dar am făcut informațiile praf în mintea mea. Și ce trebuia să vă mai zic, că traseul ăla W pe care trebuia să-l facem noi, ne gândisem noi să-l facem, dar nu ni-l permitem, trece fix pe la baza muntelui. Deci eu cumva mă gândisem să venim și în locul acesta să vedem Cuernos mai din față, că de sub el nu vezi vârfurile atât de bine. Imaginați-vă că e traseul fix pe sub stâncă. Cum te uiți în sus, nu o să ai niciodată priveliștea pe care o ai de aici. Și mă bucur că le-am văzut.
Ia să vedem, Cuernos del Paine. Cuernos. Ah, și uite, pe acolo e Vale Frances, cu Mirador Britanico, un amfiteatru de munți pe care la fel trebuia să-l facem în circuitul W. Aha, deci aici, e pe valea aceea. Și avem așa, Cuerno principal, care este acesta, mare, cel mai înalt, are 2600 de metri. Și Cuerno de Est, acela, mai în dreapta, ei are 2200 de metri altitudine. Sunt spectaculoși munții de aici din Patagonia, mie îmi par foarte similar cu Dolomiții, puțin mai spectaculoși. De exemplu, Torres del Paine sunt cumva ascuțiți așa și vârfurile sunt ascuțite, sunt mai spectaculoase, dar în mare parte pe acolo, stâncoși, spectaculoși ca în Dolomiți. Luăm prânzul aici cu priveliște, de fapt o gustare, un măr. Gata, las Cuernos în spate și mă întorc la Victor, că mă așteaptă săracul de ceva vreme cu rucsacii acolo. Cât de frumos! Cu greu mă despart de munții ăștia. Dar mă bucur că am reușit să văd și partea asta cu Cuernos del Paine. Și n-am plecat doar cu Torres. Cred! Aici pe potecă e un guanaco. Fix pe unde o să trec eu acum. N-am fost niciodată de aproape de un guanaco. Ce drăguț! Mamă, cât sunt de fericită! Nu vine să cred că am văzut un guanaco atât de aproape. Am zis să nu pun mâna pe el, că fiind un animal sălbatic, nu prea e ok să vină atât de aproape de oameni, dar nu s-a speriat deloc, s-a stat foarte, foarte aproape. Incredibil! Nu mă așteptam asta, a fost surpriza cea mai mare pe ziua de astăzi și din parcul ăsta național. Pentru că am văzut până acum o grămadă de guanaco, dar din mașini. Sau puțin mai la depărtare, așa. Dar să fiu atât de aproape, incredibil. Superb, mi-a făcut o surpriză de... nu-mi vine să cred. Mi-a făcut ziua foarte, foarte frumoasă. Și ce vreau să vă mai zic e că
Așa ca pericol în Parcul Național și în zona asta în Patagonia, ca animale sălbatice, ar fi doar puma, care nu prea stăia pe traseele turistice, rar o vezi, sunt mai solitare, așa mai și mai teritoriale, bineînțeles că dacă ai intrat pe teritoriul lor și, și se simt atacate, e cam problemă. Dar nu m-am gândit că pe aici o să fie problemă de așa ceva. Mi-ar plăcea totuși să văd una. Nu atât de aproape cum am văzut guanacul ăsta. Superb, superb. Am ajuns la Victor, care ce-ai făcut, baby, cât ai stat aici? Stai și m-am gândit, ce caut eu în viața mea. Da, i-am povestit și lui de guanaco, de peisajul frumos. Mai stăm puțin și o luăm din loc, că avem de mers ca lumea și apoi să facem stopul, să vedem cum ieșim din parc. Și Valea Francesa e fix aia, Valea aia, pe acolo trebuia să urcăm noi, la Mirador Britanico. Tot pe acest traseu este și o cascadă frumoasă, e Victor în acțiune acolo cu aparatul. Salto Grande se numește acest loc. Baby, ne-a ieșit guanacă în cale? Da, frate, ne-a tăiat fața. A trecut strada fix cu în fața noastră, dar s-a speriat. Ăsta n-a fost așa prietenos. Și s-a dus să bea apă acolo. Aici în spate, ne duc nu știu câți kilometri până în primul sat. E ok pentru noi, că măcar ne scoate la principal, așa. Dar tare, nu? Să oprească tot oamenii ăștia. Yes, yes, I'm in emotional man.
Mai puteai bebi în spate acolo la ăștia? Bă, nu mai puteam, mai avem vreo 60 de kilometri până în Puerto Natales. Hai să stăm aici, eh? Da, a avut o viteză la un moment dat. A fost fun, a fost foarte caragios, e un microbuz în spate. Trebuie să facem stopul din nou. Și ne-a oprit la un magazin, am luat un Gatorade din ăsta. Ia uite, uite-o pe Lesi. Lesi, ce faci, frate? Lesi, măi, Lesi, mă, Lesi, mă. Mă, Lesica, mă. Mă, Lesica. Păi, și mai am un lucru. Da, câinii noștri acum. Bă, nici n-am stat și... Hola! Foarte Natales? Azi, baby, cum e Gatorade-ul? E rece, mi-era sete. Și cum e în spate așa, fără să te bate vântul? Ah, super. Lux. În imagini cum erau vânate animalele de către indieni, de către oamenii tehuelce. Aici am dat un ride la supermarket, am mai cheltuit 12 euro, 200 pe instant, niște fructe, niște dulciuri, niște apă, niște iaurt. Și acum trebuie să mergem la stop, da? O să facem stopul cumva în interiorul orașului, în centru. Că până la ieșire sunt 6 km. Faza e că la vama pe care trebuie să trecem azi spre Argentina se închide la 8 și 6. Avem doar 2 ore la dispoziție să ne ia cineva la stop, să facem aia vreo 20 de km, cred. Și în spatele nostru este o mână, the hands, la mano, pe care am tot văzut-o prin Chile și prin chiar în Uruguay, la Punta del Este. V-am zis eu că era făcută de un artist din Chile, probabil și asta e la fel. Și avem aici în sensul giratoriu un animal preistoric, un urs, pe care l-am văzut și pe berea Patagonia. Interesant. Acum am ajuns la punctul nostru de făcut stopul. Hai să vedem. Puerto Natales! Am stat mult la stop și ne-a luat un domn foarte interesant. What's your name? Eduardo. Eduardo. Și ajungem pe lumină la frontieră. Frontiera se închide în 2 ore. Să vedem mai departe de aici. It was a pleasure. Good travel. Ne-a dus omul până la frontieră, fraților. Omul se ducea la Punta Arenas, dar s-a bătut, nu știu, vreo 5 km sau mai mult să ne aducă pe noi la graniță. Foarte, foarte amabil. Se vede cum întoarce acolo. Și e 6 jumate, deci ne încadrăm, sperăm că nu e prea departe cealaltă, intrarea în 2 km, ne-a zis tipul, am întrebat eu. O să-i mergem. Scoatem pașapoartele acum. Da. Uite așa arată frontiera. Vă arăt de aici. Sper să nu fie foarte aglomerat. Hai că am trecut acum, dar mai avem 3 km până la următoarea frontieră. Ia, Cristina a oprit o mașină. Hola! Trebuie să intrăm în Argentina și uite cât ai coada e. Mamă, când ne-a ținut aici, ne-a ținut un sfert de oră. Nu știa unde ești în pila, tot număra pe degete, unde, câte zile suntem aici. Mamă. Și tocmai am avut o revelație, de ce a durat atâta, ce număra ea pe degete aici la frontieră. I-am zis că suntem caminantes, adică că mergem. Și probabil a văzut ștampila aia de ieșire de la Ushuaia acum 4 zile și a zis, bă, cum au mers ăștia, dar atâtea sute de kilometri în 4 zile. Mă gândesc, nu știu. Hai, lăsăm în urmă Chile cu preț, pentru da. Moment, cu prețurile lui exorbitante. Nu, ne pare rău că am intrat la supermarket la ei și am dat 12 euro ultim, că puteam să luăm, n-am știut că merge așa de bine, că puteam să cumpărăm da, un supermarket de aici. Da, prinde noaptea pe undeva. Da. Acum l-așteptăm pe tipul ăsta, nici nu l-am întrebat cum îl cheamă deocamdată, că pe el o să-l controleze în mașină, alte chestii, și așa ne-am luat rucsac și am trecut pe bine, jos și... Bine, și el a greșit, la început a zis, domne, eu i-am luat pe ăștia doi după drum. Și aia femeia a zis, păi stai, că sunt de România că da, ăștia, că nu, ce... stați, că o să dureze ceva. Uite, gata. Hai că a venit. Au, ce mișto e mașina asta. Da. Cum te llamas? Enrique. Enrique? Enrique Iglesias. Enrique Casanova. No, pe bune, bune, da? Sí, bueno. Casanova, no Iglesias. Casabuena. No. Ah, Casabuena. Sí, Casabuena. Nosotros somos Cristina y Víctor. ¿Sí? Sí. A mucho gusto. Placer. Sí. Haideți-mă, cum ne-a dus și la hotel, mă. De ce să mai vorbim?
Muchas gracias, señor. Que les vaya bien. Un placer, bien. Un placer. Saludos a todos. Hai că ne-a salvat tot iOverlander în seara asta, că la hotelul... La primul hotel la care ne-a dus tipul ăla era 20 de euro, fraților. Și zic, 20 de euro, noi am stat foarte în Buenos Aires Argentina. Cu 15. Și atunci zic, păi de ce să dăm 20 de euro? Păi YouTube, eu n-au zis de acolo. Când noi trebuia să campăm, dar doar vrem să ne facem duș, că ne-am umplut de praf astăzi. Da, și am găsit, bine, și cam vânt afară. Și a găsit frig, pe iOverlander. Eu mă uitam de loc de cord, dar n-am găsit și am găsit două hosteluri, să zicem, hosteluri mai ieftine, cazări mai ieftine. Și unul dintre ele era Hospedaje Bomberos, adică ceva la pompieri. Și ne sunase nouă că știam, ne-a mai zis și cineva că putem să rămân la pompieri dacă nu avem să le ducem, că sunt de treabă, că putem să dormim cu ei, nu știu cum, acolo. Și am venit la doar 200 de metri, 2 minute. Și am găsit, da, la jumătate de preț și acum ne cazăm în căldură aici, duș, mamă, toată camera noastră. O căpănuță frumoasă, foarte mișto, să vă arătăm. Și ne costă 4.000 de pesos amândoi, 2.000 de persoane, adică... 10 euro. Da, 10 euro. Hai, super. E bine. Bomberos, bomberos. Asta e cabana. Cabana? Acum fugim repede, că încerc, nu putem să fugim. Da. Să mâncăm ceva, un pui la rotisor, că am văzut o rotiserie pe drum și sperăm să fie ieftin. Deși noi ne-am făcut provizii de 12 euro din Chile, ca proștii, să zic așa. Adică cât cazare asta. Dar noi nu ne așteptam să meargă atât de bine, să ajungem deja în Argentina. Noi eram pregătiți pe cu claur să ajungem prin Chile, pe acolo, pe la ieșire. Pe ceasul 8, deci noi ne așteptam, zic, mamă, să închide vama la 8. Unde eram dimineață, zic, da, tu, la bază la Base Torres. Da. Așa și... o să vă arătăm și interiorul căbănuței când ne întoarcem. Ia uite, se aude ceva. Da. Și să vă arătăm camera. Mamă, te lovește un dump de căldură. Nu de altceva. Paf, paf, paf. Aici 4 etajate. Dușul, baia. Da? Paf, paf, urmează să facem un duș cald și... Cristina... Am pregătit și masa. Puiul la rotisor frumos, elegant. Cartofi. Și am luat și niște măsline din astea, mă duc să le scurg. Cola, cola. Na. Ce bine arată cartofii ăștia și miros incredibil. Nu știu dacă am zis câteva pe camera. Nu? Am dat 4.000 de ăștia, adică 10 euro. Jumătate față de când ne-a cerut... hotelul la chipuile barato, ieftin. Na. Ia și asta, ca să poți să-mi tai din piept. Opa, e o funie aici. A fost legat să nu zboare. Auto cu Cristina, înfometată. Mamă, mi-o foame. Hai, poftă, bun aprovecio. Un aprovecho.